Bine ați venit! Astăzi, în memoria lui Augustin Lucis, unul din colegii noștri importanți, vrem să ținem un moment de reculegere. Dumnezeu să-l ierte și să-l primească. Augustin Lucis, o personalitate deosebită între noi, artiștii plastici, avem, să zic așa, o mândrie deosebită. A făcut parte din Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Pitești. Un artist cu o personalitate foarte puternică. Eu personal am avut onoarea să-l văd, într-adevăr, când eram ceva mai micuș și eram student încă la Universitatea de Artă și l-am văzut lucrând la o natură statică cu flori și am fost impresionat de stilul lui foarte energic, cu o vitalitate puternică, cu o dezinvoltură de a pune culoarea pe suprafață într-un echilibru perfect. De aceea am primit și din partea dumnealui la perioada respectivă sfaturi foarte importante în a aborda într-o anumită manieră personală, un stil de lucru și, să spun așa, anumite secrete ale artistului. N-aș vrea să intru foarte mult în detaliile despre arta pe care o face dumnealui, pentru că avem aici pe cineva care face într-adevăr o critică deosebită și o onoare deosebită să ne abordeze din punct de vedere al criticii. În schimb, l-aș ruga pe domnul Cornel Popescu să ne spună ceva despre Augustin. Da. Bună ziua! Este un moment greu pentru mine. Vreau să-i mulțumesc doamnei Stella și lui Augustin Junior și Larisei. Sunt foarte multe clipe frumoase și amintiri legate de bunul nostru prieten și coleg Augustin Lucici, pentru că Muzeul Județean Argeș și în special Galeria de Artă Rudolf Schweitzer Cumpăna a fost a doua casă a lui Augustin. Chiar zilele trecute vorbeam colegii de la muzeu participând la vernisajul unei expoziții a filialei Uniunii Artiștilor Plastici, că ne-am fi bucurat enorm ca Augustin să fie alături de noi, însă sunt convins că el ne privește din cer și se bucură pentru faptul că, iată, pe simezele de la Metopa sunt prezentate o bună parte din lucrările sale. Au fost clipe frumoase, așa cum vă spuneam, ne aducem aminte de numeroasele expoziții organizate de Augustin, fie la sediul Galeriei de Artă Naivă, fie la Galeria de Artă Modernă Rudolf Schweitzer Cumpăna sau chiar în alte locuri din țară, chiar și peste Otare, la Veneția. Am vorbit colegii de la muzeu și, așa cum am promis și anul trecut, pentru că pe 19 februarie anul trecut am avut o expoziție în memoriam la Muzeul Județean dedicată lui Augustin Lucici. În momentul în care vom termina lucrările de restaurare ale Galeriei de Artă Modernă Rudolf Schweitzer Cumpăna, una dintre săli să poarte numele maestrului Augustin Lucici. A fost soț, tată, prieten, însă a fost un suflet mare și nu-l vom uita niciodată. Vă mulțumesc! Mai departe dăm cuvântul de niște... Mulțumesc frumos! Eu vă propun o altă abordare a întâlnirii noastre de astăzi și a expoziției acestui continuum care este ziua de astăzi. Dacă ar fi trăit, astăzi Augustin ar fi împlinit 66 de ani.
66 de ani. Prin urmare, haideți să ne imaginăm că Augustin este printre noi, pentru că în mod real el este printre noi, grație lucrărilor, grație faptului că dumneavoastră, cei care sunteți aici, vă amintiți de el. Cred că dacă în clipa asta faceți, nu un efort, eu știu, un foșnet de memorie, dacă foșnește memoria dumneavoastră într-un anume fel, cred că reușiți să vă amintiți chiar de zâmbetul lui Augustin, reușiți să-l vedeți cum clipea din ochi atunci când voia să fie ghiduș. Cu alte cuvinte, haideți să-i spunem la mulți ani astăzi lui Augustin Lucici, pentru că el este cu noi. Trecutul nu mai este real, s-a consumat, viitorul nu este real, nu există încă, n-are substanță, nu avem control asupra lui, ce există este clipa prezentă. Iar în clipa prezentă, Augustin Lucici este cu noi, într-un alt fel decât suntem obișnuiți să fim unii alături de ceilalți, unii față în față cu ceilalți. Îmi spunea că atunci când va împlini vârsta de pensionare, se cheamă că acum ar fi fost dacă ar fi optat pentru pensie, deși eu mă îndoiesc că ar fi făcut asta, dar îmi spunea acum vreo 3 ani că își dorește foarte mult să-și ia familia și să plece să locuiască la Veneția. Sau oricum undeva în Italia. Aș dorea foarte mult ca în partea a doua a vieții să se ducă să se întâlnească, eu știu, cu umbrele strămoșilor săi, ale unora dintre strămoșii săi. N-a fost să fie. N-a fost să fie nici ca Augustin să-și a rămas bun. Sunt convinsă că a plecat cu un regret amarnic, că mare amărăciune i-a apăsat sufletul. Dar nu știm la nivel de structură umană, de ființă umană, când ne sosește ceasul, când vine vremea să ne despărțim. Spun cei care știu mai multe decât noi, înțelepții, că ne alegem înainte de a veni pe lume clipa în care ieșim și că există mai multe portaluri de-a lungul acestei vieți în care putem alege să ieșim. Poate că Augustin, din rațiuni numai de el cunoscute, sufletul lui Augustin a ales să plece. Nu discutăm despre acest lucru acum. Acum, haideți să ne bucurăm de lucrări și de amintirea lui Augustin. N-am să intru foarte mult nici eu în detalii legate de pictură, de tehnică, pentru că pe acestea le puteți găsi în dicționare, în reviste, în cronicile de specialitate. Eu vreau să punctez 3 aspecte. Augustin Lucici, așa cum s-a spus mai devreme, avea vocația prieteniei. Pe Augustin Lucici nu puteai să nu-l îndrăgești, nu puteai să nu ajungi să-l iubești. El venea în întâmpinarea ta. El te trăgea de mână pe stradă să-ți mai spună câte ceva, să-i mai spui câte ceva. Știa să creeze relații calde. Pe el nu-l interesa nici banul, nu-l interesa nici faima, îl interesa ceea ce este esențial din punct de vedere uman, să stabilească relații adevărate, relații calde, relații de la minte la minte și de la suflet la suflet cu cel cu care se întâmpla să comunice. Și cred că sunteți de acord, altfel n-ați fi prezenți aici, că ieșea atât de bine lui Augustin să fie prieten, încât nu cred că a jucat vreodată în viața lui rolul de prieten. Nu cred că a purtat vreodată masca prietenului fără să fi simțit ceva. Era un prieten autentic. Acesta ar fi un aspect legat de ceea ce înseamnă omul autentic Augustin Lucici. Pe urmă, dați-mi voie să cred că Augustin Lucici, chiar dacă vi se va părea că sună vechi și mare și poate nepotrivit pentru context, Augustin Lucici avea și vocația descălecătorului. Și am să mă opresc la primele două sensuri ale acestui cuvânt pe care le are în vedere dicționarul nostru, dicționarul limbii române. Descălecător înseamnă cel care coboară de pe cal, iar al doilea sens este cel care se stabilește într-un loc. Pe urmă vine cel care ctitorește, care întemeiază o țară. Ce înseamnă descălecător în accepțiunea primă pe care o dă dicționarul? Cel care coboară de pe cal. Păi ce este artistul? Artistul este, hai să nu-i spunem un călător, artistul este un vizionar. Calul lui are aripi. Fuga lui, zborul lui cu calul înaripat este zborul viziunii. Ori Augustin știa cum să-și strunească armăsarii acestea a imaginației. Știa să fie artist, avea o viziune. Mărturie stau expozițiile tematice pe care le-a realizat și pe care ni le-a dăruit de-a lungul acestor ani. Cred că nu este casă o scurtă paranteză în care să nu existe cel puțin o lucrare semnată de Augustin Lucici. La un moment dat însă, călărețul vizionar
simte nevoia să coboare de pe cal și să se stabilească undeva. Și în jurul lui, în jurul lui se creează zona aceea de confort psihic, de confort intelectual, de confort sufletesc, ca dovadă că, iată, suntem aici pentru că rezonăm cu el. S-a studiat, s-a testat, s-a cercetat în detaliu. Se pare că tot ce este ființă pe planeta Pământ, în această dimensiune spațio-temporală, dacă trece mai mult de o zi, fără să fie plecat într-o direcție anume, către o altă destinație decât cea în care se găsește în ziua respectivă, tinde să prindă rădăcini și să se stabilească în locul în care a stat în acea zi. Cu alte cuvinte, cred că ați observat și când plecați în excursii dumneavoastră, te duci undeva, stai 3 zile, 4 zile, începi să-ți aranjezi așa cuibul acolo, ca să te simți bine, să te simți aproape ca acasă, dacă nu ca acasă. Ei bine, Augustin a știut să ne facă pe toți să ne simțim acasă. Augustin a reușit să creeze în acest oraș, la el la atelier, aici la Metopa, printre prieteni, la muzeu, a știut să creeze acel spațiu pe care îl numim acasă. Mulți dintre noi, îmi pare rău că trebuie să o spun, am avut discuții cu prieteni chiar, care îmi spuneau că nu și-au găsit încă spațiul acela, nu neapărat fizic, poate să fie mental, poate să fie sufletesc, pe care să-l numească acasă. Ei bine, Augustin a reușit să construiască și spațiul fizic, și spațiul mental, și spațiul sufletesc. O parte din acest acasă este acum aici. Sper că sunteți de acord cu mine. Deci, Augustin avea vocația prieteniei, Augustin avea vocație de descălecător. Și un al treilea aspect, o a treia observație pe care vreau să o fac, cred, și cred că domnul Daniel va fi de acord cu mine și Stella la fel și domnul director, cred că astăzi, dacă ar fi să trebuiască să-l descriem cumva pe pictorul Augustin Lucici, fără să mai apelăm la instrumentele critici de odinioară, de specialitate care este superbă, nu o neg, eu nu o neg, o respect, jos pălăria, dar cred că ar trebui să spunem că Augustin Lucici este pictor de corpuri eterice. Pictor de corpuri eterice. Corpul eteric este geamănul nostru dintr-o altă dimensiune. Este cumva amprenta noastră subtilă. Este, dacă vreți, imaginați-vă că o uriașă matrioșca plină de eter, de fluide subtile, da? Și că din această matrioșca, la un moment dat, se desprinde identitatea, ființa din carne și oase cu identitatea Augustin Lucici. Augustin însă păstrează legătura la nivel de frecvență cu acest geamăn al lui din alt plan. Dovadă expozițiile sale. Vă rog să-i priviți și naturile statice, și peisajele, și portretele. Ele sunt o reflectare a celor văzute, dar trecută prin prisma filtrului personal. Practic, Augustin își suprapune propriul corp eteric peste celelalte corpuri eterice. Este ca la cinematograf. Augustin este pânza, suportul pe care rulează imaginea. Imaginea nu poate să existe, n-are consistență, n-are realitate dacă lipsește suportul. Fără Augustin, aceste portrete, pe care le recunoașteți desigur, n-ar avea expresiile pe care le vedeți. A surprins, cu alte cuvinte, ce spuneam la începutul intervenției mele, zona aceea de foșnet interior al ființei. Toate aceste chipuri foșnesc. Ele, cumva, dacă stai să te concentrezi asupra lor, încep să prindă viață sub ochii tăi. Încep să-ți transmită ceva, chiar să verbalizeze anumite gânduri, anumite emoții. Este și mai clar acest lucru în cazul peisajelor. Vedeți că totul tremură, e totul cumva scanat, pare că o peniță extrem de subțire, o peniță din alte lumi, din alte dimensiuni, vine și la răstimpuri îi dă peste mână artistului, peste mâna lui de carne și oase și îl direcționează către ceea ce ar trebui de fapt să spună, către expresia ultimă, să zicem, a peisajului, a naturii statice, chiar a portretului. De aceea, repet,
cred că Augustin, grație, eu știu, naturii lui profunde, naturii lui speciale, a reușit să păstreze legătura cu aceste alte, dacă vreți, spațiotemporalități, alte dimensiuni. Așa îl văd eu pe Augustin, repet, reiau, are vocația prieteniei, are vocația descălecătorului și este pictor de corpuri eterice. Și închei spunând că astăzi nu ne întâlnim aici în primul rând pentru a ne pleca, eu știu, capul ca în fața morții, în fața lui Augustin, ne întâlnim ca să ne amintim că astăzi este ziua de naștere a pictorului Augustin Lucici. Vă mulțumesc frumos! Ai perfectă dreptate din punct de vedere al treilea element din ce ai spus, este perfect adevărat, așa este. Acum aș vrea, doamna Stella, două cuvinte, nu știu, poate puteți, două cuvinte. Eu nici nu mai am ce să spun peste tot ce au vorbit prietenii mei, în primul rând, pentru că îi consider prietenii mei și pe domnul Popescu și pe Denisa și pe Daniel. Expoziția arată extraordinar de frumos. Pe simeze lucrările sunt așezate exact cum și-ar fi dorit Augustin, ca și cum ar fi stat în spatele lui Daniel și l-ar fi îndrumat cum să așeze lucrările. Îi mulțumesc pentru efortul depus, le mulțumesc colegilor mei că au fost alături de noi pentru organizarea acestei expoziții și vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi. Expoziția este deschisă la Galeria Metopa de aici încolo 3 săptămâni.